Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip vă voi prezenta 5 dintre cele mai bune și mai frumoase combinații de cuțit împreună cu mânuși pe care le puteți cumpăra în Counter-Strike 2 pentru un total de sub 500 de dolari. Da, într-adevăr, este o sumă mare, dar gândiți-vă că atât cuțitul, cât și mânușile, reprezintă niște iteme mai exclusiviste, rare în Counter-Strike, pe care nu toată lumea le are, așa că prețul trebuie cumva să reflecte asta. Pe lângă asta, gândiți-vă că prețurile au, au explodat în ultima perioadă odată cu lansarea Counter-Strike 2, prin urmare, nu mai este la fel de ieftin să ne cumpărăm niște iteme mai interesante pe cum era înainte. Pentru cei mai strâmtorați, stați fără grijă. Pregătesc un videoclip cu combinații de cuțite cu mânuși de sub 300 de euro, așa că dacă vă interesează acel videoclip, nu uitați, abonați-vă, dați clip pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Cum ziceam, astăzi vă voi prezenta 5 dintre cele mai frumoase, din punctul meu de vedere, combinații de mânuși cu cuțit. Și vom începe cu Hydra Gloves Case Hardened în Minimal Wear, care costă undeva la 165 de dolari, pe care m-am gândit să le sortez cu un Falcon Knife Case Hardened, tot în Minimal Wear, care costă undeva la 216 de dolari, iar combinația aceasta între Case Hardened pe mânuși și Case Hardened pe cuțit Poate nu va place la toată lumea, dar cu siguranță este o combinație unică pe care dacă mai departe o extindeți cu un AK-47 case hardened și cu un 5.7 case hardened, este posibil să vă scoateți un combo foarte, foarte bun. De asemenea, ca alternativă la falcon knife, puteți să vă alegeți un bowie knife, tot case hardened minimal wear, undeva la 276 de dolari, sau un huntsman knife, tot case hardened, tot minimal wear, la 255 de dolari. Din punctul meu de vedere, eu aș merge pe Falchion sau pe Huntsman Knife, pentru că pe Bowie Knife vi se vede o singură mânușă, cuțitul fiind mult prea mare din punctul meu de vedere. Totuși, dacă vă place acest cuțit, bineînțeles, îl puteți alege. Mai departe, următoarea combinație pe galben de data aceasta este reprezentată de Driver Gloves Overtake în minimal wear cu o valoare de aproximativ 212 dolari sau dacă vreți să mai scădeți un pic din preț puteți să mergeți pe un field tested cu o float mai mic care va ajunge undeva pe la 110 dolari și să sortați aceste mânuși cu un Huntsman Knife Tiger Tooth Factory New cu o valoare de aproximativ 307 dolari. Este o combinație care mie îmi place foarte mult și dacă și vouă vă place galbenul și auriul, atunci cu siguranță vă va plăcea și această combinație. Eu am această combinație pe contul principal, un pic diferită, adică un driver gloves overtake field tested cu un float bun, plus un Bayonet Tiger tot minimal wear. Și vă zic că arată fenomenal din punctul meu de vedere. Pentru iubitorii de inventar roșu, avem mai departe o combinație foarte interesantă. Avem Sport Gloves Scarlet Shamag în field tested, care costă undeva la 260 de dolari, asta pentru că mânușile din categoria Sport Gloves costă oricum foarte mult, iar mânușile roșii costă și mai mult. Iar aceste mânuși m-am gândit că le putem asorta foarte bine cu un cuțit din finisajul Autotronic pe minimal wear, astfel încât să fie suficient de roșu și suficient de strălucitor cât să arate bine în Counter-Strike 2. Iar pentru modelul de cuțit, la fel, putem să mergem pe Falcon, putem să mergem pe Bowie Knife sau putem să mergem pe Gut Knife. Din punctul meu de vedere, Gut Knife Autotronic este unul dintre cele mai frumoase Gut knife pe care puteți să vi le cumpărați și chiar arată bine comparativ cu niște cuțite mai scumpe. Toate cele trei vor fi pe minimal wear. Falcon Knife va costa undeva la 205 dolari, Bowie Knife va costa undeva la 213 dolari, iar gat Knife va costa undeva la 200 de dolari. O mică paranteză, prețurile pot să varieze foarte mult pentru că CS2 primește foarte multe update-uri care afectează marketul. Prin urmare, găsiți în descriere un videoclip care va arată cum puteți să găsiți cele mai mici prețuri pentru itemele pe care vreți să le cumparați? așa că uitați-vă și la ăla înainte de a vă face inventarul. Bun, mai departe pentru iubitorii de albastru și respectiv preferatul meu după combinația de Overtake cu Tiger Tut, reprezintă mânușile Handraps Overprint în Field Tested cu un preț de 230 de dolari, combinate cu un God Knife Gamma Doppler Factory New pe un Phase 4 sau pe un Phase 3. Acestea sunt phase-urile care arată bine, iar combinația aceasta între blăul de pe mânuși cu albastru strălucitor deschis de pe cuțit este minunată din punctul meu de vedere, iar în CS2 arată fenomenal. Și cu siguranță, dacă aveți un inventar pe albastru, această combinație va atrage multe, multe priviri. Nu în ultimul rând, nu uităm pe cei care vor un inventar mai stealth, mai pe negru, mai pe alb. Pentru aceștia avem o combinație dintre driver gloves, black tie, field tested, cu un float mic, care vă va ajunge undeva la 290 de dolari, combinate cu un huntsman knife, black laminate, minimal wear, field tested, voi alegeți în funcție de cât de mulți sau cât de puțin bani vă rămân în urma, mă rog, după ce cumpărați mânușile, pentru că mânușile vă vor costa mai mult în cazul acesta, sunt niște mânuși clasice, dorite, care trebuie să fie pe un float mic ca să arate bine. Dragii mei, sper că v-a plăcut acest videoclip a fost un videoclip scurt în care v-am prezentat 5 dintre cele mai frumoase din punctul meu de vedere combinații între mânuși și cuțit. Dacă voi aveți alte idei și vreți să mi le recomandați, atunci lăsați-mi un comentariu în secțiunea de comentarii de mai jos. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să lăsa, lăsați un like și abonați-vă și dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Pentru că, nu uitați, în cuptor este Videoclipul cu cele mai bune combinații de mânuși cu cusit de sub 300 de euro. Eu am fost cosbin până la un nou videoclip. Rămâneți cu bine! Salutare!